Paștele nu înseamnă doar o sărbătoare în familie, ci poate fi și un prilej pentru a călători și a sărbători în alt cadru decât în mod obișnuit. De aceea și anul acesta, agențiile de turism vin cu o gamă variată de oferte. De Paște anul acesta putem să mergem în România sau în străinătate, depinde de buget și depinde de timpul pe care îl alocăm vacanțe de Paște. Ținând cont că ziua de vineri este mai mult liberă, putem să plecăm din țară liniștiți pentru 4-5 zile, și bugetele aici se împart. Cei mai mulți dintre constanțeni vor profita de aceste zile libere pentru o escapadă în destinații precum Grecia, Roma, Paris sau, de ce nu, pe plaiuri mioritice. Grecia la 72 de euro la un hotel de 3 stele cu demi-pensiune sau în Grecia la 104 euro all inclusiv la un hotel de 4 stele sau mergem în România la pensiuni unde pachetele sunt diferite. De obicei, pensiunile și hotelurile fac pachete speciale de la 150-200 de lei până, bineînțeles, la 1500-2000 de lei la cele de 4-5 stele. Constanțenii merg foarte repede în România, merg în Bulgaria și în Grecia la ofertele menționate și pentru străinătate sunt preferate destinații gen Paris, Londra, Roma, Milano, Barcelona și Madrid. Potrivit agențiilor de turism, și Delta Dunării reprezintă o opțiune pentru petrecerea sărbătorilor de Paște. Mai mult, cei care vor să-și petreacă ziua muncii pe litoralul românesc au de unde alege. Pentru 1 mai, ofertele pleacă pe litoralul românesc de la pachetele cele mai ieftine, 70 de lei pe noapte, cazare, în pensiuni, în vile de 3 stele, până, bineînțeles, mergem la pachetele de 4 și 5 stele cu toate serviciile incluse, care ajung la 1600-1800 de lei de persoană. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt stațiunile Mamaia și Venus. Potrivit agențiilor de turism, cererea pentru vacanțele de Paște a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți constanțeni optând pentru vacanțele în afara granițelor țării.